Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă prezint mașina mea, noua mașină, Polo, da? 1.4, 2006. Hai că plouă, hai nu. Și vă zic despre ce este vlogul astăzi. Gata fraților, am intrat la dus, putem vorbi că în Germania asta plouă mai mereu. Astăzi fraților este vorba despre Orex Wireless CarPlay, da? Asta aici. Băieții de la Orex mi-au trimis un dispozitiv, un accesoriu pentru o mașină, să-l testez și să vi-l arăt și vouă. Dacă vă place, vi-l achiziționați, costă 140 de euro și un preț ok, adică să vă cumpărați un GPS, vă comandați un Orex Wireless CarPlay și vă conectați cu telefonul direct, aveți și internet. Vedem ce poate să facă, nici eu nu știu, vreau să-l testez, îl desfacem acum că abia a sosit. Și vedem, da? Orex, o să vă pun și un link în descriere și cu un cod de reducere de 5%, BOR5. Dacă vă ajută și vă interesează, îl folosiți și aveți o mică reducere. Îl testez și eu, vă arăt și vouă cât de util este și dacă vă place și vă convine și e ok și pentru voi, îl comandați. Linkul în descriere, da? Hai să-l desfacem, să-l deschidem, să vedem ce conține cutiuța asta și cât de ok este, da? Hai să-l testăm. Bun, asta este cutiuța, să vedem aici ce conține, da? Avem aici tableta, dați-o, sigilată, e finuță, chiar e finuță, așa. Hai să vedem ce mai conține. Avem și dispozitivul ăsta de agățat în geam. Tare. Pac, pac. Tare, tare. Ia, și aici. Scuzați ploaia că a început. Ia uitați-vă. A început ploaia. Așa e în Germania. În Germania așa este. Toată ziua plouă. Dacă e o zi soare, 3 plouă. Așa avem aici. Avem jack. Cablu jack. Încărcătorul dispozitivului. Și o mufă jack cu mufa asta. N-am idee, vedem acum. Putem face cu ea, face așa un pic. Bun, da? Avem toate cablurile aici. Ia, închidem. Așa. Bun. Și hai să vedem. Cărticica asta, manual de instrucțiuni. Bun, 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 bun. Gata, hai. Să facem la treabă. Și frumusețea de tabletă. Se aprinde de aici. Stai că nu are baterii. Nu are baterii. E direct la priză. Batem și cablul. Frumos. Și îl băgăm direct la priză. Aici. Ia uitați. Și mai aveți și încărcare USB. Nu ocupați bricheta degeaba. Încărcare USB. Și bagi încărcătorul, să-ți încarci telefonul. Mă băgă nebunia asta. Uitați așa un pic. Așa. Hai să vedem. Unde vine, unde vine. Aici de desubt. Bun. Hai să vedem.
contact. Curent. Hai. Nu am curent în brichete? Sau ce se întâmplă? Bine asta. Cred că e bine. Cred că e bine. Hai, hai, hai. Bricheta? Verific și revin. Gata, am rezolvat problema. Am așteptat să oprească ploaia. Sunt la panoul de siguranță, vedeți. Și uitați problema. De ce nu mergea bricheta? La vedeți, da? Stricată. Și acum să băgăm tableta CarPlay. Ia uitați. Se aprinde, da? Acum se aprinde. Pang! Bun, bun, bun. Ok. Ia uitați-o cum arată. Ia uitați-o cum arată. Bine. Sunet. Touchscreen, da? Card de memorie. Să ne conectăm cu telefonul. Ne conectăm cu telefonul, lăsați așa un pic. Imagini. Înapoi. Setări. Muzică, tot ce trebuie aici. Limbă, ia să vedem limbă. Ce limbă avem. Da. Folosim engleza. Bun. Bun, bun, bun. Și acum s-o punem la treabă. Ia să vedem. Ia stați un pic să o conectăm la internet. Nu prea știu ce să-i fac. Prinde și radio. E prima oară când mă joc pe ea. Să știți că nu am desfăcut-o să văd dinainte. Cum mă conectez eu acum? Ia. Ia stai să caut cu telefonul, dar eu filmez cu telefonul. Stați un pic, așa că revin cu alt telefon. Bun, am revenit cu un telefon nou. Stați așa. Hai să scoatem din priză. Cam încă o dată de la început, da? Apare așa Orex, sponsorul nostru de astăzi, și așa. Intrăm la Bluetooth, aici în telefon, Bluetooth, bun, așa, și căutăm acum dispozitivul, ăsta este, bun, îl asociem, în cazul nostru CarPlay, merge și pe Android. Ia să vedem. Utilizați CarPlay și trebuie să se schimbe. Hai. Haide, haide. Bun, frumos. Gata. Și acum avem meniul iPhone-ului. Da. Ia să vedem. Trebuie puțin pe YouTube. O pune radio. Bă, nebunule, ce tare se aude. Ce-a făcut aici? Așa. Să băgă noi ceva de pe YouTube. Cristi Bor, ia. Așa. Bor.
Bor, bor, bor. Aici. Noul log acum, ieșit. Da, se aude pe asta. Haide-o. Haide, haide, haide. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog de recurierat. De ziua mea, ăștia mi-au făcut o surpriză. M-a chemat înapoi la muncă. Bun. Da, firma Cucu. Se aude, da. Acum nu mai avem treabă cu telefonul. Îl blocăm. Și rămâne pe tableta noastră. Așa, cam așa o să se vadă. O să o punem aici frumos. Ia uitați. Polo. Cum, ce bine de. Ce bine de. Pot să nu mai pun în geam și să lipesc cumva aici. Să-i fac un suport. Stea așa. Ia uitați. A? CarPlay pe Polo. A? Tare. Și acum hai să băgăm și noi ceva. Quiz? Hai. Sau Google Maps. Hai cu... nu știu, hai cu Google Maps. Să navigăm. Stați așa un pic, stai să pun suportul ăsta. Să băgăm suportul. Așa. Să băgăm suportul și... revenim după. Suportul se instalează foarte ușor. Aveți ăsta în pachet. Cu 4 cleme. Îl puneți așa, îl împingeți în sus și s-a prins. După veniți cu suportul, rotiți acolo și e stabil, de pus în geam. Ia uitați. Îl lungiți, îl lăsați mai jos, cum vreți. Și cam așa arată. Și tadam, cam așa arată. Firul ăsta o să-l bag eu undeva de sac plasticul, să-l bag așa pe aici. Să vin așa și să nu mai încurci să stea urât. Da, nu stă urât. Puteți să-l țineți așa. E portabil, da? O luați în orice mașină. Și uitați ce frumos. Deci că am navigație pe Polo acum. Și hai să băgăm o adresă. Să conducem și noi un pic. Hai, ce ai făcut aici? Căutăm aici. Bun. La casă, serviciu. Nu știu, dăm așa, căută recente, căută recente. Dă-i noi aici, hai să vedem. Bun. Hai să mergem, a? Hai să mergem, începe. Spre vest, pe Bergstrasse, către Hollanderui. Hai să conducem, dacă tot. Polo meu. Să-i completez ulei. Așa. Și noi scaunul mai în față. Așa. Și hai să dăm așa o tură, să vedem. Ne duce la adresă. Dacă aveți de la cu jack, frumos, băgați jack-ul la, la navigație și locuți direct în boxa mașinii.
avem acolo, ați văzut că avem fier și de jack. Da. Virează la dreapta pe Paderborner Strasse. Frankfurt. Decalculează ruta. Suntem pregătiți să pornim. 300 de kilometri. Da, păcat că nu am un casetofon mai performant, să băgăm și noi muzică, să ne jucăm. Ați văzut, are aici. Stați așa să scoatem. Am scos-o din sumburuc. Așa. Și ați văzut că are aici mufă jack. Și ce mai e aici? Un jack și video. Ok. Și avem aici toate astea. Da. Mufa așa și mufa jack. Mufa jack care intră fix în această gaură. Și o băgam la boxe. Da? O băgam la boxe, da. Unde la boxe? Că nu am casetofon. Și mă fac asta video tot cu jack. Și eu o dată cred că aici. Dacă aveți mașină cu navigație sau nu am idee, cred că pot să conectez la navigația mașinii. Da, vă jucați, vă jucați. Orex. E mișto, dacă vă place și vreți să o achiziționați, 140 de euro, aveți link în descriere, cod de reducere BOR5 cu 5% reducere, nu e, e mult, dar na, dacă vă ajută și vreți, puteți folosi codul. E ok, mie îmi place, adică pentru polo aici în mașină, să o folosesc, să mă duc din stânga în dreapta, nu trebuie să mai cumpăr GPS, chiar și pentru rute mai lungi. Nu mai folosesc telefonul să consum bateria, folosesc asta, da? Pac, pac. E bun, da. Păi cam ăsta a fost vlogul, am vrut să arăt și vouă. Dacă mi-a trimis să o testez, am testat-o și pentru mine și pentru voi. Dacă vă place, voi știți. Eu am fost Cristi Panainte, BOR, Orex și până data viitoare, fraților, eu vă salut și multă baftă tuturor. Pa!